Vremurile trec, obiceiurile se schimbă, iar prioritățile sunt altele. Se pare că romantismul începe să piardă teren în defavoarea stresului și problemelor, deoarece tinerii secolului 21 nu au timp să-și exprime dragostea față de partener, fiind acaparați de rutină și griji, pe scurt de prozaic. Cetățenii Zalăului însă nu și-au pierdut speranța și sunt ferm convinși că mai există tineri cu prâși de romantism. Bună ziua! De ce credeți că tinerii nu mai sunt romantici? Au alte oportunități în ziua de astăzi. Ne putem da un timp. Nu mai pun accent pe, ca pe vremurile dinainte, romantism, numai pe cluburi, pe altele. Stresul de zi cu zi, alergătura asta, aiurea și păcat. Nu toți sunt, dar puțini sunt cei romantici în ziua de astăzi, din păcate. Destul de rău că nu sunt. Ar fi foarte bine să fie mai mult romantism decât altceva. Știți la ce mă refer? Nu au asta de viață. Greutățile... Cred că și din cauza pregătirii de la... începând de la liceu, facultate unde se mai făcea psihologie și îndruma cum să fie mai romantici. Nu mai citesc cărți romantice, adică poezii, cum era Eminescu, unde era foarte mult romantism. Și am impresia că și filmele ăștia care nu se mai dau filme de dragoste, cam așa ceva de asta, cred că. Filmele alea de dragoste mai îi preluau de la ei și asta era cea mai bună schemă pentru tineri. Dar restul, cred că și de la școală. La școală nu îi îndrumă cum să fie mai romantici. Începând de la grădiniță. Plăceți că se plimbă în parcuri? Nu, alea sunt rarități. Sunt excepții, doamna. Din cauza vitezei traiului, de zi cu zi. Tot timpul grăbiți, tot timpul nu avem vreme de romantism. Și la fetele place, băieții sunt mai... Nu au posibilități. Nu știu, poate din cauza stresului. Sunt foarte ocupați, sunt preocupați de... Au probleme de familie, de... Depinde ce vârstă au. N-au timp de romantism. Suntem noi romantici, adulții. Au alte gânduri, au alte probleme. Romantismul întotdeauna a avut și un mediu economic. Nu? Când s-a dezvoltat romantismul și în Franța și în alte țări, o ducea mai bine oamenii și aveau timp să gândească. Dar acum te gândești la ziua de azi, la ziua de mâine, ce o să mănânci, cum o să cumperi, dacă ai bani, dacă n-ai. Pentru că, în primul rând, s-a desființat instituția familie. Și au atâtea eșecuri în dragoste datorită mijloacelor de informare care sunt, încât confundă dragostea cu sexul. Nu știu, sunt preocupați de altceva, nu de binele partenerului sau de ceea ce simte celălalt.